este un proiect unic pentru România. În fiecare ediție a noastră facem aceste parteneriate locale, fie cu Consiliul Județene și cu Primăriile Capitale de Județ, fie împreună, cum a fost fericitul caz de aici, și scanăm acel județ și acea zonă a țării din toate punctele de vedere, în special din punct de vedere istoric, cultural, monografic, poate și economic, de ce nu, oglindind mediul de afaceri prin susținerea financiară a principalelor companii, dar, în primul rând, proiectele de dezvoltare ale partenerilor noștri. Cred că suntem unicul proiect din România în care atât Consiliul Județean cât și Primăria unei anumite localități își poate manifesta într-adevăr proiectele, atât cele realizate cât cele în curs de implementare, de ce nu și cele viitoare. Proiectul nostru este tradus integral în limba engleză, deci este o ediție în limba română-engleză. Beneficiem ca distribuție de către de două parteneriate cu Ministerul Turismului și cu ocazia asta să avem prezența în sala domnișoarei Anunța Iuga, reprezentanta Ministerului Turismului în delegația noastră, și prin Ministerul de Externe, prin Departamentul Diplomație Publică. Practic, acest produs circulă foarte mult în mediile, să spunem așa, diplomatice și turistice de specialitate din toată lumea. În plus, pe plan local, prin achiziția pe care fiecare partener al nostru o realizează, devine catalogul de protocol al dumneavoastră, cel puțin pentru o anumită perioadă de timp. Ca nivel de informație, considerăm că în fiecare ediție a noastră informațiile sunt cât se poate de atemporale, ele rezistă în timp undeva maxim 2-3 ani, pentru că toată lumea își dorește ca lucrurile să se dezvolte într-un județ. Sunt ediții în care, într-adevăr, ne-au invitat partenerii noștri să facem o reeditare, unde sperăm să se întâmple același lucru și aici. Și așteptăm, într-adevăr, și alte provocări în alte județe ale țării. Nu am reușit în 8 ani de zile, trebuie să recunosc și îmi pare rău acest lucru, să realizez toate județele României. Dar timpul nu este împotriva noastră, dar cred că este în favoarea noastră. În ceea ce privește, să spunem așa, momentul de eveniment inițiat de către Asociația Fonds Turism, de cele mai multe ori acolo unde găsim înțelegere și colaborare cu partenerii noștri, după finalizarea fiecărui catalog, organizăm un infotur în care invităm atât reprezentanții presei centrale, cât și agențiile de turism, și acum în sală, cum vedeți și pe comunicatul meu de presă, sunt prezenți atât reprezentanții presei centrale și cel puțin cel mai importante companii de turism din România. Ei beneficiază de o vizită care se întinde pe minim trei zile în acel județ, vizitând realmente și vor putea vedea cu ochii lor obiectivele cele mai importante din județ. Nu vreau neapărat să primim laude pentru asemenea inițiativă, dar să știți că istoria ni s-a întors în favoarea noastră și sunt foarte multe, să spunem așa, socializări de bun augur care s-au realizat. Atât între companiile de turism și agenții economici care desfășoară activitate de specific, e prima oară când s-au întâlnit realmente față în față, cu de foarte multe ori au vândut poate bilete la acel hotel, dar niciodată n-au avut ocazia să-l și viziteze. Iar surprizele de cele mai multe ori fiind foarte plăcute și determinarea lor în a putea oferi pe viitor acel hotel a fost foarte mare. Eu m-aș opri aici cu prezentarea proiectului nostru. Eu zic că atât revista în sine, cât și materialele pe care vi le-am oferit vorbesc de la sine, inclusiv site-ul nostru, revistafonsturism.ro, unde avem practic toate colecțiile produsului nostru. Poate dacă într-adevăr punctual doriți să vă răspund la vreo întrebare, cu mare plăcere o să vă fac. Acum aș vrea, pentru că probabil invitații mei de la București sunt destul de interesați, vreau să-i dau cuvântul domnului manager public Cristian Sarea de la Consiliul Județean, care are plăcerea să vă detalieze puțin ce înseamnă proiectele de dezvoltare ale Consiliului Județean. Mulțumesc!